Alegerea unui nou președinte de ședință pentru lunile martie-aprilie și în acest sens vă rog să faceți propuneri, domnul consilier Cazacu. L-aș propune pe domnul consilier Alin Trifu de la... De partea noastră, pe Marius Arcălean. Faceți-o, da? Deci avem două propuneri în acest sens. Le supunem la vot. Nemulțumit că propunerea lor a trecut neobservată de restul colegilor, consilierii locale ai PDL Vaslui au trecut la formule matematice pentru a demonstra că era rândul lor să urce în fotoliul de președinte. Am stabilit un algoritm care, prin rotații, să vină... Noi am înțeles, de-aia a făcut doamna Idriceanu propunerea, că e rândul nostru. Dacă nu e rândul nostru, nu are rost să mai facem propunere. Dacă este un algoritm, să-l respectăm. Dacă nu este, atunci nu e nicio problemă. Să termină cei de la putere și urmăm noi. Doar că întreaga socoteală a fost făcută în zadar. Credeți că e necesar să punem doi colegi într-o situație 1-1? Nu? Eu zic că mergem pe propunerea domnul consilier Alin Trifo. Consilierii locale ai USL nu au ținut cont că la viitoarea ședință de Consiliu Local se va împărți cel mai probabil bugetul. Pentru asta va fi nevoie de un președinte cu mână de fier pentru a ține ședința în frâu.